În alți ani, aproape la fiecare colț de stradă era câte un panou în care erau înscrise toate secțiile de votare, cu fiecare stradă arondată. De această dată însă, liniște totală. Nicăieri nu a apărut nimic și, mai mult decât atât, nici măcar în secțiile de votare nu apare vreo listă din care oamenii să poată afla unde ar trebui să voteze. Aceea slabă publicitate și în ceea ce privește sediile secțiilor de votare, doar câte o coală de hârtie, formata 4, lipită pe un geam, arată că în incinta respectivă ar funcționa o secție de votare. Cât despre eventuale indicatoare care să arate direcția spre secțiile de votare, acestea chiar lipsesc cu desăvârșire. Giurgiuvenii au trecut însă peste aceste inconveniente și s-au încăpățânat să vină la vot. Unii s-au interesat pe internet unde este secția în care ar trebui să voteze, alții au mers în locurile în care știau că au votat an de an. A trebuit să intru pe internet ca să aflu. N-am văzut, spre deosebire de anii anterior, niciun fel de afiș nicăieri, la niciun bloc. Nu știu. Știam de anul trecut că este acolo la liceu, de blocul unde aparțin eu, și m-am dus la fix. Nu, n-am văzut. Dar știam că acolo votăm. N-am văzut. Chiar mă uitam, zic, bă, înainte erau niște săgezi, nu prea am părut acum. Pare dezorientat, dar nu, pentru că s-au păstrat același secția. Deci oamenii știu unde se duc. Se cunoaște. Se pune întrebarea cine și ce interes a avut ca giurgiuvenii să nu știe exact unde trebuie să voteze. Oare s-a dorit ca prin această manevră prezența la vot să fie cât mai scăzută? Dacă aceasta a fost intenția, a dat greș, pentru că giurgiuvenii dornici de schimbare au găsit secțiile de votare și au ieșit în număr mare la vot, dovadă fiind locul fruntaș pe care municipiul și județul îl ocupă la nivel național în ceea ce privește prezența la vot.